Alexia Țalavutis ne spune ce meserie ar fi ales dacă nu ar fi fost actriță. Are o pasiune ascunsă despre care ne-a dezvăluit mai multe și totodată ne-a spus și ce preferă în materie de vacanțe. Poți să-mi faci un top 3 al vacanțelor tale all time? Wow, all time? Nu prea pot, pentru că îmi plac mai multe locuri și îți oferă diverse chestii. Spre exemplu, uite, îmi place foarte mult în Normandia, în Franța, este superb. Îmi place foarte mult și în Italia. Cred că în Italia, indiferent unde m-aș duce, în nord, în sud, e superb peste tot. Tocmai de-aia am ales și acum Sardinia, spre exemplu, deci tot acolo. Îmi place foarte mult și Asia, dar îți oferă total altceva, adică nu are absolut nicio legătură cu ceea ce știm noi în Europa. Și dacă ar fi să fac așa un top 3, deși nu știu dacă sunt în ordinea asta, ca țări, Grecia, mă simt ca acasă, e foarte asemănător de fapt cu ceea ce e aici, acasă, la mine. Na, eu mă și trag din zei, știi, eu mă trag din zei, deci n-am acolo, glumesc. Da, deci Grecia, ar fi Franța și Italia. Relaxare sau vizitare mai mult? Și. Pentru că îmi place foarte mult să și vizitez, să mă și plimb, îmi place foarte mult să mă și relaxez. Dar recunosc că dacă e să aleg prima și prima oară, aș alege o plajă cu nisip și cu apă turcoază. Ce meserie ar fi făcut Alexia dacă nu era aceasta de actriță și cântăreață? Are tot legătură cu arta și nu cred că este meseria pe care aș face-o dacă nu aș fi în zona asta, ci se și completează. Designer de produs. Îți place foarte mult? Îmi place foarte mult, am și studiat, ani de zile, am făcut și niște școli. Ai apucat să și frecventezi meseria asta? Da, dar nu se vadă neapărat lumina zilei. Am avut câteva proiecte, dar cine știe? Corect. Totul se întâmplă la momentul potrivit. Cu 5 de băr fulger pentru tine, dacă ești pregătită. Da, avem așa. Ce nu ar trebui să nu spună niciodată o femeie despre ea? Că nu este îndeajuns. Corect. Succes sau fericire? Echilibru. Corect. Talent sau noroc? Păi dacă ești talentat și n-ai noroc, nu te vede lumea, știi? E foarte greu. Hai un 95% talent, 5% noroc. La o primă întâlnire din asta romantică, cine ar trebui să plătească nota, bărbatul, femeia sau jumijuma? La o primă întâlnire romantică. Romantică, da. Eu aș zice la toate întâlnirile să plătească bărbatul. Pentru că implică foarte multe lucruri în spate. Adică multe gânduri și de ale bărbatului implică în spate, de-aia zic. E pentru sănătatea mentală a bărbaților, cel mai bine e să plătească ei. Încă o întrebare, o ținută elegantă, dar în care să nu te simți neapărat confortabil, sau o ținută în care să te simți tu bine, indiferent că e mai sport, mai casual? Uite așa, mi se pare ținuta ideală. Nu poți să zici că e chiar inconfortabilă, dar nici confortabilă. E cumva între. Faptul că am acești papucii cu toc, dau așa, știi, un pic, un plus valoare decât dacă aș fi fost în niște sneakers, spre exemplu, știi?